cum lucrează vrăjitoarea, măguțul, zic cum vrei, da? Puterile, cum lucrează prin tine. Când îți place și te distrezi și știi că ți iese, te apuci și faci. Când nu e pentru tine sau nu e nevoie sau nu ai treabă sau omul trebuie singur să treacă prin ce trece și n-ai cum să, nu că n-ai cum să-l ajuți, ai cum, dar ai altceva de făcut pentru tine, da? Pur și simplu ești închis, închisă, divin. Nu trebuie să-ți faci griji niciodată. Dar e bine ce fac, dar mă bag să ajut, dar să fac, dar pot, dar mie mi-ar place. Ei, mie mi-ar place, deja e un indiciu. Te-ai băgat și faci și dregi. Prin tine, despre cineva, prin tine, despre ce vezi, ce auzi și cum simți ce trebuie să se întâmple și să înțelegi acolo. Divin, ești ghidat, ghidată, da? Nu mai simți nimic. E. Da? Acolo e portița de unde începi să vezi lucrurile la rece. Păi, dar cum? Dar trebuie să simt. Păi, dar nu înțeleg. Ca și cum nici nu vrei să faci sau nu. Da. Dar sunt în cool state. Știi? În rece state. Acolo e. De acolo lucrezi. Pentru că ești divin închisă, închisă, protejată, da? E o protecție puternică în starea asta, da? Și de acolo începi să lucrezi, să vezi lucrurile și să le simți. Chiar dacă alții lucrează altfel, tu lucrezi așa, depinde cu cine rezonează. Înțeleg? Șapte. Ok.